Președintele Consiliului Județean Neamț Ionel Arsene a venit la Român pentru a prezenta activului de partid din județ candidații formațiunii politice pentru alegerile din 11 decembrie 2016, începând în primul rând cu cei care vor reprezenta în Parlament Românul. Că PSD Român poate să redevină organizația puternică pe care o știm noi și că rezultatele noastre aici la Român vor fi foarte bune. Am vrut să facem astă seară o întâlnire cu activul de partid. Nu vreau să fie o lansare fastoasă, pentru că asta știu să facă doar cei de la Partidul Național Liberal. Noi vrem să le spunem oamenilor cu ce venim în fața lor, care este programul nostru politic și de ce trebuie să voteze PSD și nu Partidul Național Liberal. Am alături de mine candidații pe care îi voi prezenta astă seară, oamenii care vă vor reprezenta în viitorul Parlament al României și vreau să încep cu tânărul Alexandru Rotaru, candidatul dumneavoastră de la Roman. Pe listele PSD pentru alegerile electorale se află romașcani Alexandru Rotaru, Dan Manoliu și Viorel Stan. De asemenea, tot de la dumneavoastră, președintele organizației municipale, Dan Manoliu. Tot de la Roman, domnul inspector general Viorel Stan. Ei sunt cei trei candidați care vor reprezenta municipiul Roman și zona Roman în Parlamentul României. Vreau să îi susțineți, vreau să vă spun că eu în calitate de președinte al PSD Neamț, pentru că în calitate de președinte al PSD Neamț sunt astăzi seara aici, îi voi susține din toate punctele de vedere. Am încredere că vă vor reprezenta Parlamentul României așa cum trebuie. Avem nevoie de tinerețea lui Alex, avem nevoie de experiența lui Dan, avem nevoie de asemenea de expertiza profesorului Stan și vreau să vă felicit că de aici, de la Roman, vor pleca Parlamentul României trei oameni care am convingerea că vor face pentru dumneavoastră ceea ce așteptați dumneavoastră de la ei. Prima pe lista PSD la Senat se află Emilia Arcan, președinta organizației de femei a partidului, fostă președinta Consiliului Județean pe ultima sută de metri a mandatului anterior. Sunt președinta femeilor social-democrate din județul Neamț. Am fost președinte de Consiliul Județean în finalul mandatului 2012-2016. Am ocupat o funcție importantă de consilier județean timp de 4 luni de zile, după care colegii mei au apreciat că aș putea să ocup o funcție importantă în fruntea județului, aceea de vicepreședinte al Consiliului Județean, alături de care am avut și pe colegul meu, Dan Manoliu, și zicem noi că nu v-am făcut de rușine și am reprezentat așa cu succes județul meu. Aceste aplauze din partea dumneavoastră sunt sigură că îmi dă o forță ca să mergem în această campanie electorală. Sigur că acum noua lege electorală ne obstrucționează la foarte multe lucruri. Noi o să încercăm pe cât posibil să luăm legătura cu electoratul. Rând pe rând, candidații urcați pe scenă s-au prezentat colegilor de la care solicită susținere. Eu, Alexandru Rotaru, vreau și pot să fac ceva. De-a lungul timpului, m-ați cunoscut pe mine, ca tânăr om de afaceri, ca tânăr politician, dar și prin prisma tatălui meu, a familiei mele. Cunoscându-mi istoricul, știți că tot ce am construit a fost prin muncă. Așa reușești în viață și așa este normal să fie. Eu mă consider un tânăr împlinit. Președintele organizației municipale a PSD Roman, Dan Manoliu, se află pe locul 2 al listei pentru Senat și a ținut să vorbească colegilor despre activitatea sa în Consiliul Județean, unde a fost un mandat consilier și unul vicepreședinte al instituției. Îmi doresc o Românie stabilă, cu instituții care să respecte democrația și principiile statului de drept. Dar, în principal, îmi doresc ca românii să nu trăiască de ce, să trăiască prosper. Asta îmi doresc. Am
și eu un adubu care vin în fața dumneavoastră, care cred că e destul de important și se numește 9 ani de consilier județean și aproape 4 ani vicepreședinte al Consiliului Județean. Alături de colega mea, Emilia, am dus și lupte, am făcut și realizări, am încheiat și proiecte, dar eu spun că v-am reprezentat bine și am fost singurul din doi care am încheiat mandatul. Social-democrații romașcani au realizat și o sinteză a programului electoral al PSD cu care candidații din întreaga țară intră în campanie electorală care va începe vineri 11 noiembrie și se va derula timp de o lună.